Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod, astăzi jucăm Minecraft cușca și practic pentru a extinde această cușcă Care aparent pentru început pare că ar fi de un bloc, deși e de patru Pentru că eu pot să sparg absolut tot ce e aici, stai că mă ia apa, mă ia valul Hai mă pot să pun și eu la acolo bun Deci trebuie să omorăm un mob, crește un pic cușca, mai omorăm un mob, mai crește puțin cușca Ideea e că e extrem de greu pentru că n-ai cum să dai de mob. Adică eu sunt aici și ce să vezi, nu i nici măcar un singur mob pe lângă mine. Nu pot să ies din cușcă. În cazul în care mor și mă spaunează lângă cușcă sau ceva, mă omoară faptul că stau în afara cuștii. Deci nu există nicio metodă să scapi. Singura noastră șansă este să luăm lene, să încercăm să ne facem micunelte, să mergem jos și să sperăm din tot sufletul nostru că dăm de un cave, nu știu, că dăm de un paiangă, de un creeper, de un schelet, de un mob ceva, să-l omorâm, să ne extindem cușca și după să venim sus și tot așa să mergem mai departe. Dacă vreți și voi să vă jucați, aveți harta în descriere. Mereu dacă mă joc hărți făcute de alții, le pun în descriere. Dacă cumpăr hărțile de pe Windows Edition, bineînțeles nu le pun în descriere, pentru că le-am cumpărat și am drepturi asupra lor. În fine, jucați-vă și voi harta dacă vreți, o aveți în descriere. Și sunt extrem de curios să vedem dacă reușiți, nu știu, într-o oră sau în 20 de minute cât mă joc eu aici, să vedem dacă reușiți să mergeți mai departe, să extindeți mai mult cușca decât mine. Pe lângă asta vedeți că aveți primul link din descriere, canalul Alex Craft, unde acolo o să postăm toate jocurile diverse. Așa că dacă vreți să mă susțineți, intrați pe primul link din descriere, pe canalul meu Alex Craft și dați un mare subscribe dacă vreți să vedeți jocuri diverse. Na bun, hai să vedem. Sincer să fiu cu voi înainte de a pleca să mă aventurez în catacombe... Aș vrea să mai am un sapling să-l pot planta aici, să, nu știu, să, să aștept și eu un copăcel acolo când mă întorc. Să am niște lemne, da, ce să vezi, nu mai pot să sparg restul decât, v-am zis, astea 4, 1, 2, 3, 4, da, ok, cușca asta pentru mine, sincer, o să fie un pic am... Motivul pentru care mă voi enerva în dimineața asta, pentru că eu filmez dimineața, acum filmez pe data de 18 a 10 nu știu când va apărea episodul, dar să sperăm că nu o să sparg monitorul de nervi. Pentru că o să fiu sincer cu voi, bă, stai că îmi trebuie, îmi trebuie o să fiu sincer cu voi, prieteni, am mai încercat să filmez odată, 10 minute de filmare, vreo 20, uh... hopa, bă, vezi ambulan. Vreo 20 um, reale și ce să vezi, n-am dat de niciun mob, n-am avut ce să fac pur și simplu. Asta e viața. Ideea e că de fiecare dată când refaci harta, te dă într-o altă zonă. Și chestia asta ajută pentru că am refăcut harta până când... Bine, poate nici episodul ăsta nu apare. Dacă apare episodul, înseamnă că îi cât de cât ok harta, așa că rugați-vă să apară. Bun, și aș aprecia like-ul vostru, chiar l-aș aprecia super mult și subscribe-ul pe Alex Craft. Primul link. Bun, cam asta e. Hai să vedem. Avem mare, mare bulanos pentru că suntem exact lângă niște iron. Avem una, două. Ha, bă! Dă-o încolo de treabă! Două, bă? Pot să-mi fac sabie dacă... Ta... Come un Îmi voiam pickaxe, că dacă dau de diamante acum când ajung la stratul 11. Vă zic încă o dată, eu nu pot ieși de aici Decât dacă omor un mob Crește un pic cușca Asta nu asca Se vede că e dimineață Nu mă băgați în seamă, totuși sunt destul de hype în dimineața asta Iau și crafting-ul Să nu uităm că avem acolo iron Dacă reușim să mărim cușca Direct la iron acela venim Na bun. și acum avem ceva ceva cobble pe care îl putem face în felul următor:es Mai putem face așa ceva, boom, hop și boom. Acum avem săbiuță, pickaxe și topoare. Luăm crafting-ul să nu mai consumăm lemne inutil. Mă, ar fi mers. Ar fi mers și o lopată. Hai să o facem, ce să mai zic. Dar trebuie să mai ințin sticuri pentru că sigur voi mai avea nevoie de pickaxe Hai să facem de pe acum, ok. Și facem și o lopățică. Apropo, dacă vă place episodul de astăzi, o să începem o serie tot cu cușca. Dar, bine, poate continuăm seria asta, vedem. Însă, am mai găsit ceva. De fapt, vă pot spune, măi, pe, pe un server. Este tot așa Minecraft Blocks sau Minecraft Blocked. Cred că Minecraft Blocked. Și e fain acolo că cu fiecare achievement pe care îl faci, se mărește un pic cușca. Și eventual acolo e un pic mai ușor. Și ne facem casă, o să fie fain, dacă vreți. Dacă nu, oricum putem continua și aici, unde e un pic mai hardcore. Dar bine, și acolo e hardcore. Și acolo e o chestie faină, pentru că o să reușim, Doamne ajută, să facem toate achievementurile din Minecraft. Adică eu n-am niciodată nu m-am chinuit să fac chestia asta că mi se pare. Hopa, bă, da, am noroc, mă, Doamne, ajută. Ok. Avem acolo a pizza, dar fii atent că eu nu pic în a pizza. În fine, ați înțeles ideea, hai să jucăm aici că mi-e un pic fricuță. Hop, hop. Hai că am făcut ceva dacă e. Ha, bă! Uu, fii atent că aud. Aud ăștia, bă, cum le zice? Îmi scap acum lilieci. Doamne, îți seama cât de ușor aș un... Nu! Da, da, da! Hai mă mori! Bă! E bine că nu poate ieși. A, ah, frate, că am omorât un mob. Ăsta nu cred că se pune ca mob. Nu cred că s-a gândit creatorul hărțică. Ha, bă, la... Opa! Nu a murit? Asta cred că nu a murit, mă. Acum s-a omorit! Ok. A, ah, dar stai că eu chiar citisem. Crește cu 0,5 blocuri pe mob omorât. Doamne! Dar ați seama că atunci când o să reușim să facem ferme sau ceva, o să fie easy peasy. Cum de nu-i niciun mob în, 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 în cave-ul ăsta? Come on! Sunt la stratul 28. Ok, am acces la pizza dacă vreau. Nu știu dacă vreau asta. Um... Hai să punem ăsta momentan și punem iron Ok. Bun. Încercăm să ținem de resurse cât se poate. La iron la nu ajung. Păi nu avem de ales decât să mergem în jos. Aici aș putea bloca puțin apa. Ca să nu ne încurcem. Ok. Și hai să vedem ce putem să mai găsim pe aici. Acum, dacă nu mă înșel, cred... Hopa, ăla sigur îl putem lua. Vino aici. Șobolane. Da, toate. Și acum putem face pickaxe-ul de iron. Let's go. Asta voiam să văd, asta voiam să aud. Perfect. Și va trebui să punem noi, nu știu ce să punem. Hai să punem un lemn, că asta este. Dar oare ajunge un lemn pentru 2 iron? Ar trebui să da. Ia, Bom, s-a făcut o bucată. N-ajunge, mă. Dar mai pun un stick. Let's go. Se duce mai repede stick dar sper să fie... Oh, mă, ce apă! Ah, și după aia se duce înapoi săgeata, nu știam. Deci tocmai am consumat mai mult decât trebuia. Aia. Ok. Stăm foarte rău, rău și cu lemnul. Reu. Bine, mă, nu -ci vane, nemă Dar nu te-ai trezit bine deloc? avem Lepikex. Și ce să vezi, ăstea sunt puțin inutile acum, dar o să-mi fie mie de folos. Că sigur o să mi se strice ăsta de iron și o să fie cam rip. No da, bun, hai să continuăm, să vedem ce mai găsim. Între timp, până am luat eu o mică pauză, bă, s-o făcut beznă rău de tot. În momentul de față avem nevoie neaparat de căul. Să facem și noi niște torțe și Doamne ajută, hai! Dă niște căul, nu fi zgârcit! Doamne, e beznă totală, frate. În obiesc cât de cât se vede parcă mai, mai luminos. Ca în brightness sudat dat mai tare. Aici am dat din nou de apiță, dar vreau niște căul. Doamne, cât de complicat îi. Și ți dai seama, dacă uite, de exemplu, dacă mă dădea într-un sat sau ceva, dădeam într-un sătean, venia golem, Iron Golemul la mine, îl băteam și pe ăla, mai băteam iar săteni, Adică aveai ce bate, aveai ce face. Dar așa, în zonele astea, e cam rip. Hai să încercăm să închidem aici. Și o să mă chinu eu să găsesc căul și revin dacă îl și găsesc. Stai un pic să mă uit aici, că poate poate dau de el. Am un pic de căul acolo, că e bezdă. Nu mai văd abonață, nimic. Da. Ghinionul e ghinion. Revin dacă găsesc ceva interesant. Am găsit ceva interesant, uite nici măcar nu am văzut ăsta. Avem iron aici, dar mai era o bucată pe care eu am spart-o. Nice, nu-i rău, nu-i rău. Hmm. Dar tot e beznă încă. Avem încă 3 bucăți de iron. Le-am putea pune să se facă, dar nu știu dacă îmi doresc asta. Că după aia rămân fără lemne. Uh, și din păcate n-am nici uh, puieți. Aia e. Bine că mai era un copac foarte, foarte apropiat. A, bă, dă niște căul. Doamne, ciuciu -ciu căul. Măcar am dat de niște redstone pe care îl putem folosi cât de cât ca sursă de lumină. Îi mai dăm câte un hit odată la ceva timp și măcar cât de cât ne luminează calea. Pe aici, din câte văd... Bă, nu te stinge. Pe aici, din câte văd, nu prea sunt chestii utile. Dar astea este, le luăm noi, vedem ce facem cu ele. cât de cât avem 3 iron înapoi, deci ne putem reface pickaxe-ul dacă îl pierdem. Avem totuși un avantaj, faptul că nu ni se, adică nu ne scad copanelele, pentru că nu fugim, nu nimic. Stăm pe loc, că nu prea avem unde să mergem. Deci ăsta să zicem cât de cât e un avantaj pe harta asta, dar în rest, băi grea. Adică sus n-are sens să stai că sigur nu dai de mobi. Dacă te duci jos din nou, uite, mare lucru nu prea îi. Știi ce încerc eu acum? O să merg puțin sus și o să sper că fiind noapte s-au spawnat ceva mobi. Hai. Ceva, un schelet, un orice acolo. Mai avem iron pe aici. Orice ajută, frate. Mă, cum zero, mă? Acolo avem căulul, dar nu putem să luăm. A, ah, bă, frate, în atâta zona nu e un mob. Eu nu pot să cred asta. E beznă totală și zero mobi. Glumești? Hai să încercăm să mergem sus de tot. Cu ocazia asta poate mai punem mâna și pe iron acela de pe, de pe, părți. Ați văzut că am lăsat niște iron în spate. Încercăm să luăm și încercăm să vedem dacă cumva putem da de ceva mobi. Sus de tot. Ia uite aia, nu? Pe lângă aceea. Avem una, două, trei bucăți. Nice. Deci, asta ne duce la un total de șase. Let's go. Bă, avem sapling. What? Ok, nu știu de când avem sapling. Bă, let's go. Nu fugi? Ok. Let's go. Care sunt șansele să fie două cartacatițe? Bine, nu sunt caracatițe, sunt squid din ele da. Hopa, acolo avem ceva templu. Sunt calamari, măi. Dacă tot există jocul calamarului acum... Ia, pot să iau. A, era fain să pot să nu? Asta pot? Nu pot? Ok, da avem loc să plantăm totuși. Bun, hai să mergem așa puțin în direcția asta, aici plantăm, ca să nu fie obstrucționat sau ceva. Cu ocazia asta poate mai luăm un sapling sau ceva, Doamne ajutăm. Aici cât de cât îi lumină. Da. Mă, dar, mă, știi care e faza? Dacă stai eu bine să mă gândesc. Dar nu că nu am încă lemn. Lasă să crească un pic și putem face noi cărbune. Hopa! Avem și prima noastră mâncărică, bă. Da, toate. Hai că avem și saplinguri câte vrei. Mi se pare interesant în modul ăsta și poate, poate facem o serie. Bun. Ok. Aici, hai să încercăm să plantăm așa. Să crească dita mai, dacă o fi să fie. Aici încă mai avem frunze, dă le încoace, poate un măr, poate un sapling, ce-o fi. Ei bine venit. Hmm, Ok. Mai avem și astea. Da, mai avem și astea. Bun. Acum, sincer, aș aștepta să vină ziua și după aia să continuăm. Cu ocazia asta, mai beau niște cafeluță. Vă mai întreb și pe voi ce faceți, cum sunteți. Eu, sincer, sunt bine. Am trecut de niște răceli din alea ciudate. Doamne ajută că noi virusul ăsta de nu mai scăpăm de el, că efectiv cred că cu toții ne-am săturat de el. ni până peste cap, da, Doamne ajută, sunt bine, da, cu dureri de cap, am avut dureri de cap, tu se toate nebuniile astea, mi-a fost un pic dificil, dar am noroc că uneori filmez mai multe clipuri într-o zi și atunci pot să mă odihnesc în alte zile. Și apropo, dacă încă n-ați dat like la blană, l-aș aprecia să vedem acolo susținere. Stai să beau o guriță de cafea. Bună mă, cafeluța dimineața. Bun, cam asta este, prieteni. Aștept acolo în comentarii să-mi scrieți ce faceți voi, cum vă simțiți, care e treaba cu școala, vi se pare grea școala online, fizic sau cum o faceți voi. Cred că fizic acum, cam toată lumea cred că face fizic. Da, și așteptăm venirea zilei să se ducă o dată luna aia că am săturat. După ani și ani, gata mă că s-o făcut ziulică. Perfect, ăștia nu o să crească nici într-un milion de ani. Din păcate, nu știu ce se întâmplă. Și acum, hai să mergem jos. Să sperăm că sunt ceva mobi spaunați pe acolo prin cave că dacă nu, nu prea putem noi să, să mergem mai departe. Dar sunt chiar curios când ajungem să găsim, uite, de exemplu, un vi... Hopa! Ia bă! Hopa! Ce-mi place că aud... Ok... Da, mă, da! Asta vreau de la viață! Uite și tu câți din ăști... Uuuu... Și creeper sunt mulți! Nu! Ok, nu vrem asta. Hai să vedem cum pot să-i bat. Bine! Mi-a făcut fermă de mobi. Ha, bă, că suntem bine. -s. Ok, trebuie să mai vină creeperul ăla. Bom, bom. Stați că mi i frică un pic. Gata. L-am rezolvat și pe el. Punem aici așa Aici punem așa și avem deja gunpowder Ok Mai avem niște iron pe aici Ar trebui să să investești și eu într-o armurică Nice Și mai avem mob și mai jos de atât Ia uite e acolo Doamne mâncaiaș Și este plin de din ăștia măi pe aici Unde-s? Hmm Trebuie să luăm și ironul ăsta și ăsta Hopa ce avem aici Let's go. Ok. Bun, 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 bun. Se aud uh, lilieci, dar nu știu. Ia uite. Uai, ai, 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 ai. Ce ai aici, mă? Spawner de lilieci? Da, toate. A, păi gata, mă, cu ăștia m-am scos rău de tot. Facem o fermă, ceva, să vezi cum crește tot. Dar nu știu, cred că rămânem așa light, că îmi place să... Să mă duc eu să simt că am omorât un mob și că o crescut un pic cave -ul. Ok. O crescut acum destul de mult. Nu știu dacă merită să mă mai risc să mă duc jos. Că s-ar putea să mor. Și... Mmm... Sunt cam mulți, bă. Cred că vom merge jos doar în momentul în care ne facem ceva armurică. Acum, sincer să fiu cu voi, aș mai vâna un pic liliecii. Că spradă ușoară Bom Mai era unul aici Și în sfârșit cred că putem Nu cred, sunt sigur Că putem lua și noi niște căul frate Dă-o încolo că e Beznă totală non-stop Deja avem lemne sus Suntem bine Uite căul aici În sfârșit dă aici o dată Că îmi fac șticuri Și îmi fac direct torțe Că nu mai pot nebunesc Vreau și o lumină vă. Gata doamne ajută Ok, în sfârșit nu mai stăm pe beznă, ne luăm tot căulul din lume, mai punem o torță acolo pentru că pe asta o scoatem, să luăm căulul și uite așa avem și noi full căul. Nu știu de ce am zis full, dar e suficient oricum. Perfect, avem 15 bucăți. Putem pune și la furnal. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, hop hop, până un alta, până ne mai plimbăm pe aici, se întâmplă lucruri mărețe. Totuși aș mai dori și eu trei uh, căul pentru a mai face ceva torțe și avem și noi 15 torțe. Nice. Aici frumos mai luăm niște iron. Iotel. Let's go. Mai avem și aici niște iron. dă și pe ăsta. Și stai un pic. Că dacă mă uit bine. Hop, hop, hop. Bum bum. Mai avem și aici iron. Bă, dar nu se oprește apa. Așa. Bun. Mai avem încă o bucată aici. Este binevenită în inventarul nostru. Și salut, frate. Toamne atât de buni zilieci ăștia. Gata, s-o extins, dar nu suficient. Salut, frate. Au. A, mai sunt doi aici. Opa. s mai dus unul. Și vin aici să vezi că mă arunc în... Mă arunc direct la creeper din cauza ta. Păi vin mai aici, mă de ce fugi asta. Efectiv, nu înțeleg pe unde se duce. Mă depusolează rău cave-ul ăsta. Bun. Aș mai putea pune și aici o torță. Problema e că acum nu știu dacă se vor mai spauna liliecii. Da, la, că e ok, ne descurcăm. Nu ne mai trebuie lilieci. Iron, avem uh, încă 5 bucăți. Opa! Ia bă! Mai avem un liliac aici frumos. Aici zita mai cave-ul. Let's go! Eu zic că am progresat destul de mult în câteva minuțele. Suntem boși. Mai avem aici iron. Și uite acum trebuie neapărat să investesc eu într-o armură. Că dacă nu... Uuu, dar uite cât iron e aici. Da, toate, da. Asta voiam să văd. Ok, dă și pe ăla. Zic că mai mai mă, mai cum să... Mamă! Și ai pățit că sunt full iron direct de aici. Ai, ai, ai! Da, mă, da. Hopa. Am rămas și eu fără pickaxe. Asc, avem ăsta, nu-i nimic. E bun și asta momentan. Îl luăm puțin mai greu, dar e ok. E clar că sunt full iron. E atât de clar. Bum, bum, bum. Da, toate de da. Punei și ăsta. Și avem în momentul de față 14 iron. Hai să facem în felul următor. A, dar n-am în fine, păi atunci investesc direct în armură. Bam! Și hai să iau și ăsta ca să fac pantalona și bam! Hop, hop! Gata toate. Piesele importante sunt făcute. Și știi ce? În episodul următor o să vedem mai multe. O să mergem sus să vedem la ce avem acces, că deja eu zic că am evoluat destul de mult în partea de jos. Și probabil avem acces la foarte multe lemne. Probabil avem acces și la animale, ceva, să încercăm să le înmulțim. Îți dai seama? Dacă reușesc să fac o fermă de vaci, de oi sau de găini, mamă, la găini mai simplu, ne am scos. Pentru că, îți seama, o să facă ouă, o să le înmulțim și tot așa le omorăm la infinit. Și uite așa, ne ducem mai departe, încercăm să găsim sate, temple. Și uite așa încercăm să batem și dragonul la un moment dat. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, like-ul, Blanel aș aprecia în acest moment dacă încă nu l-ai apăsat. Bineînțeles, un subscribe plus și dă și tu un subscribe la Alex Craft, primul link din descriere unde postez jocuri diverse și aș aprecia susținerea ta. Toate cele bune și pașpa!